Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem la Hatzic din nou și o să mergem la Deva de data asta să mai vizităm ceva pe acolo. Încă nu vă spun ce. O să aflați când o iau pe Luiza, pentru că acum mă duc după Luiza. Am fost până la magazin să cumpărăm ceva să avem pe drum și plecăm. Gata, ne-am urcat în mașină și mergem să o luăm pe Luiza, să mergem la Deva. Ia uite ce mi-am luat aici, un Monster de ăsta. N-am mai băut un energizant, cred că de 4 luni. De 4 luni, serios. Deci n-am mai băut un energizant și nu prea beau eu energizante. Dar acum am avut poftă de unul, dacă tot mergem. Hai, ne vedem după ce o luăm pe Luiza și plecăm și facem vlog, bineînțeles. Am venit să o ridicăm pe Luiza de acasă. Să mergem la, vă spune ea imediat, stai să vă arăt. Ia uitați aici. Unde mergem? Mergem la Jardinii di Zoe și la Deva, la cetate. La cetate. Și poate mai mergem și la Hunedoara, la castel. Și poate și la Hunedoara, la castel. Sper să țină vremea cu noi, o da? O să avem o zi plină. Sper că... Este puțin cam în ora. Da, dar măcar să nu plouă, ar fi dar ideal. Să nu plouă, ar fi ideal. Da. Veniți cu noi? Normal că veniți, hai. Am ajuns la Jardinii di Zoe, în italiană. E spațiul italian aici. Deci nu mai vreau să vă arăt pe diva asta cum s-a îmbrăcat pentru poze. Ia uitați-o. Sacou de la o tipă din Iași, parcă. E designer, dar e mișto rău de tot sacou. Hai să fiu, mă. O văd ăștia, păi nici nu o lasă să facă poze. Împățim ca la ăstea, cum îi zice, la castelul de lut. Unde nu ne-o lăsa să facem nu, poze. Deci acum am sunat înainte. Acum am sunat, dacă. Înainte am sunat și am spus că... Să nu le zicem că facem poze da, profesioniste. Și poze de... pentru blog și așa mai departe. Adică chiar am sunat acum. Sper să... Eu vlog, vă arăt vouă ce este de vizitat. Prima impresie e super. Pe lângă Deva, în Simeria este locul. Jardinii di Zoe, dacă băgați pe Waze, sigur găsiți. E un drum fain pe aici, te duce, te întoarce, te bagă direct în parcare, e mișto. E foarte mișto. Mergem acum la intrare. Cred că e 5 lei sau da, cât scrie acolo intrarea. Taxa e 5 lei, da. Taxa e 5 lei, să vă mai arăt un pic pe diva asta. O văd ăștia aici, zice, de unde ați venit, ne dați și nouă un autograf, ce extraordinar. Stai să vă arăt ce pantofi are ea. Ia uitați. Sacou-i fain. Fai de mine. Na. Și eu așa simplu, casual. Cu la valier aici, zic oamenii că le iau interviu pe aici, sau cine știe ce. Și bineînțeles cu gimbalul care, după cum vedeți, avem o stabilizare extraordinară. Păcat că trebuie să filmăm cu camera din față. Hai că mergem acum la intrare și să vedem ce ne zic oamenii. Oprim un pic filmare aici și ne vedem direct în grădini. Plătit intrarea, omul super de treabă. I-am zis dacă poți să filmezi pe aici, zic că nicio problemă. Doar că nu ai voie să faci fotografii profesioniste. Mă gândesc că dacă vii să faci fotografii profesioniste, trebuie să plătești o taxă de 200 de lei. Dar cât timp vii, filmezi cu telefonul sau faci poze și cu aparatul și e ok. Dar mult mai de treabă față de unde a fost data trecută, știți voi, nu vă mai zic că nu mă enervăm degeaba. Hai, să vedem ce avem pe aici, să vă arăt Jardinii di Zoe. Thank you.
Ce ziceți? Frumos pe aici, de poze, de alea. Noi acum în continuare facem poze. Îi fac poze la diva pe care ați văzut-o. Unde îți poate găsi lumea pozele? O să încarc articolul, nu știu, luni sau marți. Eu sper cât de repede îl termin să-l și pun. Travel and Style by Luiza. Pagina de Facebook sau luiza-simules.ro. Luiza, liniuță-simules.ro. Minus sau liniuță, da. Și găsiți blogul cu pozele de pe aici. Da, de pe e la superb. Grădină. Și am prins vreme chiar foarte fain. Adică nu, văz nori, dar e soare, ceea ce e ok pentru poze. Fain că e soare, vezi și soare. Da. Era norat. Am crezut că plouă astăzi, dar... Da, și vremea ține cu noi. Tipii de aici sunt foarte faini, adică, na, e liniște, pace, e fain că nu e multă lume, deci pozele sunt savurate pe deplin. Uite ce fain să vedem spatele meu acolo. Acolo urcăm acum. Hai să mergem acolo, să vedem cum se vede de sus. Priveliște faină am în spate. Am de niște poze aici, am făcut la poze. Nici baterie la telefon nu mai am cât am filmat. Nu-i bai că avem baterie externă, îl încărcăm și filmăm. Pentru că mai stăm puțin pe aici și mergem mai departe. Trebuie să mergem și la cetatea Devei, să o vadă și Luiza, pentru că ea n-a văzut-o. Eu cred că anul trecut pe acolo. Și foarte fain, au făcut-o fain. Așa că pozele știți unde le găsiți. Pe mine mă găsiți pe Instagram, claudiu.ionescu cu 2DU. Și ne vedem la cetatea de vei. Am ajuns și noi la Deva și mergem să urcăm la cetate cu telecabina. Deci în spatele meu scrie telecabina. Hai să urcăm, să vedem cum e. Că n-am urcat de când îs în Hatec aici, n-am urcat la Deva cu telecabina. Așa că mergem și noi acum. Gata? Așteptăm să vină telecabina. Bună ziua! Sus la cetate cu telecabina, ați văzut ce priveliște faină, super tare. N-am mers niciodată cu cabina, e prima oară când merg cu cabina la cetatea de vei. Și sunt din zonă, nu vorba aia. Uite și avioane pe aici, fii atent ce fain se vede. Doamna de aici a urcat cu tocurile, ia stai să vă arăt. Dar nu am tocuri, mă. Merge cu tocurile prin cetate. Mi-a spus să-și ia Adidas de schimb, dar nu, că Batman. Am tocuri mici, ce e asta? Uitați cum mă ceartă, uitați. Păi, afirmează tocurile. Sunt tocuri mari, ce-ți faci cu astea? Uite, s-o țără, lasă. Cum, îți place la cetate? Da. Spune. Da. Că tu n-ai mai fost de mult. Eu n-am mai fost deloc, cred că. Deloc n-ai mai fost. Sau că am fost mică, dar nu mai țin minte. Ce priveliște faină. Rapița, îmi face mie cu mâna. O rapiță acolo, v-am arătat înainte. Super faină. Fain aici la cetate. Deci noi, când avem timp liber, nu putem sta în casă și trebuie să mergem neapărat undeva. Și cum am venit la Hatzig, cum am zis, bă, mergem la grădina, cum îi zice? Giardinii. La Giardinii di Zoe și mergem și la cetate. Și după când aia... avem excursii, mergem în alte excursii. Da. După aia, dacă e, mergem și la castelul de la Hunedoara. Sigur. Castelul Huniazilor. Sau Corvinești. Sau Corvineștilor. Hai, ne băgăm la niște poze pe aici. Pozele le vedeți pe Instagram la mine, la Luiza pe Instagram. Și pe blogul ei, că poate să pună și poze de pe blog. Face, face.
Băi, oameni buni, deci ce priveliște aici, e superbă. Deci vă recomand cetatea de vei dacă vreți să faceți niște poze foarte faine. Acum o să plecăm pentru că începe ploaia. Ia uitați-vă ce e în spatele meu, acolo. Ce plouă. Mamă, și începe și pe aici, deja începe să picure. Hai, mergem mai departe, mergem la castelul de la Hunedoara. Azi am avut o zi plină, am vizitat ceva. Decât să stăm în casă, nu ziceți și voi. Și vă uitați și voi la vlogul ăsta, vedeți ce să mai vizitați. Una alta, pe aici ce-i? Ei, putem coborâ pe aici direct. Se poate? Coborâ cu telecabina. Sunt vie. Suntem vii. A urcat până sus acolo, ia uite-o. Foarte tare. Costă 20 de lei de persoană, la copii este 10 lei. Ce informații să vă mai dau eu? Aici aveți parcare, 1 leu ora. Puteți să vă parcați mașina dacă veniți pe aici. Așa că acum mergem un pic pe la suveniruri și plecăm către castelul de la Hunedoara. Și ultima noastră destinație este castelul de la Hunedoara. Păi, ce zi faină am avut astăzi. Am mers peste tot. Stai că Luiza a văzut ceva suveniruri. Păi, ce de copii sunt pe aici. O grămadă de copii. Nu o să mai intrăm înăuntru un castel, pentru că am mai fost. Dar o să facem niște poze aici. După aia plecăm și noi, că este ora 5. Suntem plecați de la 10 și jumătate dimineața. Dar a fost fain. Chiar a fost fain. Cam asta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-au plăcut destinațiile noastre pe unde ne-am plimbat, noi de obicei cam asta facem. Când avem timp liber, mai ieșim și noi, ne mai plimbăm, mai vizităm una alta. Dacă ați urmărit vlogul până la final și v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe și un like la video, pentru că vom mai face și altele. Nu uitați de asemenea să vizitați blogul luiza-simulesc.ro. De asemenea ne găsiți și pe Instagram claudiu.ionescu cu 2 de U și Luiza Simulesc. Iar noi o să ne revedem, bineînțeles, în vlogul următor. Eu v-am salutat de la castelul din Hunedoara.